termin discuția. Dumneavoastră vă referiți la cele care sunt în garanție sau la cele care sunt, sau la cele care sunt ieșite în garanție? Da? Deci vă referiți la ce? Ce fel de filme? Nu, filme ședință. Am voi. Da, domnule primar, ascult. Am puțin că deocamdată nu se dă nimeni drept la cuvânt. Stai în banca ta. Pa, spomenindu-mă de plăcuța Cristică. Plăcuța Cristică vă întreabă dumneavoastră la aflația făcută. Dumneavoastră, domnule primar, acele suprafețe de pavaj sunt în garanție sau nu? Răspundeți-mi. Da, vă ascult. Termină cu prostiile, deocamdată lasă-mă prostii. Nu sunt prostii, domnul. Nu sunt. Da? Nu sunt prostii, pentru că a fi în garanție, ce să bugetul local nu poate suporte un pavaj care în garanție. Scurt. Deci tu ai voie să-l fărâm în garanție sau cum? Ce să fărâm eu? Pavajul, să nu mai fărâm. Păi nu l-am fărâmat, domnul primar, eu l-am fărâmat. Eu m-am acordat conform contractului la rațiunea seaua de canalizare. Cum vreți să fac prin zbor? Și nu trebuia să repar pavajul? Păi nu mă pricep să repar. A, și l-ai format? Nici nu e timpul să repar acum. E, ok, atunci să-i faci o plângere penală ca distrugere. Faceți-mi plângere penală, să o fac și o plângere penală ca ați o tăiat asfaltul. Faceți-mi plângere penală. E cum să mă racontez la apă și canal? Am înțeles, închide subiect. Da. Mai departe, haideți să discutăm. Da. Dar sunt într-o ședință. Unde mai avem strălucare? Te suni. Cum ai auzit? Cu rahatul în bot eu? De ce? Da. De ce am rahat în bot, domn primar? Păi da, ai strigat pavajul. Nu l-a reparat. Cât ți-au stricat pavajul, domnul? Nu l-a stricat. Eu m-am acordat de apă și canal. Să fii nerușinat, nu e o virtute. Știi ceva? Dumneavoastră aveți o mare atu, sunteți primar. Dar nu faceți ce vreți, domnule primar. Să fii nerușinat, nu e o virtute, da? Domnule primar, eu voi pune cum mă pricepe eu. Asta este, nu sunt abilitat să pun pavaj. Dar m-am acordat să pot plăti și eu. Doamna președinte, sunt nerușinat. Ce sunt eu aici? Președinte. Președinte, nu președintă. La cuvânt, așa cum și domnul primar. Nu a cerut voie la cuvânt. A spus dumnealui că la puncturi diverse vrea să trăie un... Bun, și eu la puncturi diverse să vă răspunde. Deci, s-a pomenit numele meu, doamna președinte. S-a pomenit numele meu aici, pentru că știi că nu numele lui. S-a pomenit numele tău important, ok. Hai să vorbim, că avem treabă toți. Vorbim, tot asta mergi. E singurul care n-ai treabă. A, din am treabă? E pare dumneavoastră. Eu zic că am băgut de altă clasă. Unde mai aveți crezi, unde mai trebuie? Puiem petrică, unde mai președinte. Deci fiecare vorbește cum vrem, mă spune la cuvânt. Spun și eu părerea mea despre această chestie, sunt tot posibil că. Am ajuns atât. Deci vă rog frumos, am răbdare, da. Să fie de merge lumea la fântână acolo. Știu că circulă să circulă. E cam abrupt. Domnul primar, sunt singurul consilier care sunt posibil la cuvânt. De ce? Am vorbit domnul Mira, a vorbit Petrica, a vorbit Gică, pe toți colegii. E de ce mă scriu la cuvânt? Pentru ce vorbești? Păi m-ați ascultat? Da, m-ați ascultat? Să vezi ce spun eu, că mult mai știu ce spun eu. Știi ce părere am eu, domnul primar? Înainte de a chestiunea aceste 4.000-5.000 de metri pătați, cum fiți gândit. Domnul primar, nu știți, ascultați-o că nu știți. Haideți să identificăm, domnul primar, să zic pe Anton, că Anton nu-i face parte din prundul. Haideți să identificăm, să identificăm aceste zone, care deci de pavaj, să le măsurăm și după aia, doamna președinte, vă rog frumos, deci ce fac aici? Doamna președinte, eu ce fac aici? Mai vă zic? 4.000 sau 5.000? Am și eu dreptul să vorbesc. Haideți să supunem la vot. Am dreptul, doamna președinte, am dreptul să vorbesc eu? Haideți să identificăm, domnule primar, mai întâi, zonele unde necesită pavaj, să le măsurăm, asta nu este atribuțiunea mea, să le măsurăm, să vedem, să nu aducem pavaj, poate avem nevoie de 2.000 de metri pătrați. Ce faceți cu celelalte 2.000? Vă întreb, sau poate avem nevoie de 10.000? Deci, doamna președinte, deci vă rog frumos, să identificăm aceste zone care sunt de pavaj, măsurătorile făcute și după aia votăm. Cât e acolo? E o stradă. Cât e acolo la Petrică? Cât e o stradă? Păi vedeți? Și dacă rămâne? Sau dacă n-ajunge? Dacă rămâne, e bine. Și dacă n-ajunge? Poftim? Dacă sunteți de acord cu achiziționarea 4.000 de metri pătrați de pavaj. Sunt de acord cu o condiție, să nu rămână mult, să avem unde să-l punem. De să-l punem, față. N-ați măsurat înainte, da? Sunt de aia. Da. Da. Da, domnule primar, așa se poate. Dacă mai are altcineva altă propunere de proiect de hotărâre. E regulă. Da, da. Doamna președinte, stați mai există. Cum ați zis, chiar dumneavoastră, nu sau ok, nu dumneavoastră. Domnule primar, vă rog frumos să asfișați în cel mai scurt timp, conform legii 544, toate dosarele care le are primăria, în civil sau în penal, conform legii 544. Uite, unde dumneavoastră, sunteți inculpate. Dumneavoastră sunteți inculpate de un dosar. Este, da? Este treaba secretarului.
treaba secretarului, dar eu pot pune întrebări în același timp primarul și viceprimarul și tot comisia de specialitate. Deci la voastră vă feriți de lege. Și sunteți sub incidența legea 78/2000 și spune domnule primar, orice cetățean care cunoaște, care cunoaște, care... Ce mi-ai făcut? De ce mai spus pe nulul? Probabil că n-ai demonstrat altceva. Sau nu e primar? Bă, termină cu de ce dai mine, mă? De ce dai mă mine? Nelu, stai. De ce dai mă mine, mă? Unde a dat în tine? De ce dai mine, mă? Ia mă și semnează și tot. De ce dai mine, mă? Dai mine, Gigi, și nu-l păstrăm? Dai mine, Nelule? Nu, dă-mă, cum să dau. De ce dai mine, mă? Păi eu îmi permis să dau. De ce dai mine, mă? Băi, dacă ești băut, stai acasă. Cine e băut, mă? Tu. Hai, facem un control cine e băut, să vedem. De ce dai mine, mă? Eu am dat în tine. Ai dat în mine cum ai lovit? Nu, dă-mă, cum să dau. Uite-mă în martor la domn primar, doamna președintă ședință și doamna secretar. Eu n-am. Și viceprimarul. Jurați, o să jurați. O să jurați. Hai că s-a terminat ce. Bine, mă, frumos. Bine, mă, gata. Deci dai mine, nu, tu, mă. Nu, dă-mă, cum să dau în tine. Bine, nu, tu ai dat în mine, mă.